Spune-mi ce-ai făcut cu banii este numele unui spectacol programat în luna martie la Sibiu. Coincidență sau nu, aceeași întrebare și-o pun și sibienii care și-au cumpărat bilete și-au luat o țeapă de zile bani. Reprezentația din martie nu s-a mai ținut, iar asta fiindcă organizatorul nu a rezervat o sală pentru ea. Oamenii au ajuns la Centrul Cultural Ion Besoiu pentru a vedea spectacolul în care joacă Anca Sigartău, dar au fost trimiși acasă. Soțul actriței este cel care s-a ocupat de organizare și neagă faptul că sala nu ar fi fost rezervată, deși este contrazis de directorul de la Besoiu. Acum, o nouă reprezentație a piesei de teatru ar trebui să aibă loc în data de 16 aprilie. Numele sibianului Radu Secheli este ireversibil legat de educație. Are o experiență de peste 20 de ani în sistemul de învățământ finlandez, este unul dintre fondatorii școlii finlandeze de la Sibiu, a fost pe lista scurtă pentru postul de ministru al educației în 2019, a fost secretar de stat, iar acum este consilier al ministrului educației și de mai bine de 24 de ore este unul dintre cei care au revoluționat forma sistemului de învățământ. El a făcut parte din comisia care a introdus modulele în anul școlar în locul semestrelor și a eliminat tezele. Sibienii care locuiesc în vecinătatea șantierelor din municipiul Sibiu inhalează praf zilnic. Le intră în ochi, în plămâni, pe geamuri, mașini și pe pomi. Cei care locuiesc în astfel de zone spun că situația a devenit insuportabilă. Nu pot aerisi casa în timpul zilei, iar acolo unde există trotuare, nisipul se adună la margine și nimic nu-l mai scoate de acolo decât vântul puternic. Reprezentanții primăriei își cer scuze. Am decis împreună cu familia că ne asumăm această abordare și s-a întâmplat cu câteva luni înainte de alegeri, cred că au fost 6 luni de zile, deci viața mea s-a schimbat. Îmi place să mă achid de obligațiile pe care le am și când zic un lucru să mă duc până la capăt. Am fost învățătoare, am început, sunt absolventă de liceu pedagogic. Deci da. Prima meserie pe care ați avut-o, de fapt, a fost învățătoare, nu? Unde așa ați, este. Am predat la școala 17 și urmă la școala 1, școala specială, care acum este în subordinea da. Ai atins un punct foarte sensibil. Dacă fac pasul ăsta și plec dintr-o profesie la care țin și unde extraordinar, da, și care mă împlinește, sufletește și este ceea ce mi-am dorit tot timpul, atunci trebuie să o fac pentru un lucru care să conteze. Acesta este proiectul pentru care merită să îmi sacrific viața profesională, viața personală, pentru că pe plan personal este un sacrificiu pe care nu îl înțelege multă lume. Oare merită așa totuși să n-ai viață de familie, să n-ai viață personală, să fii tot timpul atacat din toate părțile? După care am intrat și într-un ansamblu profesionist de dansuri populare. De aici din Sibiu? Da, de aici din Sibiu, Dumbrava Sibiului. Am fost în turnee în străinătate, am fost în America atunci când au fost Jocurile Olimpice. O să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră. Deși se zice că da, pentru că am auzit abordări de genul acesta, că e foarte important pentru doamna președintă, să știți că nu. Deși nu par, sunt și gurmandă și consumatoare de vin și de vin roșu.